de argeșeni au fost sâmbătă în Parcul Domeniului Golești, unde a avut loc Ziua Fiilor și Cetățenilor de Onoare a Argeșului și Mușcelui, ediția 8-a. Evenimentul a reunit personalități marcante din județul nostru, publicul larg, dar și invitați din țară și din străinătate. Printre cei ce au dat curs invitației s-a numărat și ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu, alături de soție, dar și senatoarea Ecaterina Andronescu și arhiepiscopul Argeșului și Mușcelui, înalt preasfinția sa Calinic. Cu acest prilej au fost acordate distincțiile de fiu și fiică, cetățean de onoare și diplome de excelență pentru domeniile administrației publică locală și centrală, societate civilă și mediul de afaceri. Au fost de asemenea premiați și tinerii de succes ai Argeșului. Tradițiile și valorile au fost întotdeauna la ele acasă în Argeș. Tradițiile și valorile au construit istoria, au dezvoltat Argeșul și l-au promovat. Și astăzi, mai mult ca oricând, suntem datori să scoatem în evidență și să aducem în atenția dumneavoastră ce e mai bun și ce e mai frumos între noi. Vă mulțumesc foarte mult! Mi-ați făcut o surpriză extraordinară cu această distinție pe care mi-o dați și vă dați-mi voie să vă fac o mărturisire. În 2001, când am devenit pentru prima dată ministru educației, eu eram profesor într-o universitate în București și atunci cineva, președintele Consiliului Județean Argeș de atunci, domnul președinte Constantin Niculescu, mi-a spus: Argeșul vă adoptă, doamna ministru. Așa încât mă simt o fiică a Argeșului și vă mulțumesc pentru căldura cu care mă primiți oriunde în județul Argeș. Mă simt acasă și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Este o bucurie și o onoare faptul că astăzi am fost onorat să fiu prezent și să fiu premiat cu această diplomă de fiu al Argeșului. Este o obligație și, ca să spun, pentru perioada următoare, o îndatorire suplimentară de a face față acestei diplome și sper să o fac cu succes. Manifestare care, să știți, a prins contur nu numai în interiorul țării, ci și în exterior. Este mult apreciată, iar pentru cei care s-au făcut remarcați contribuind la dezvoltarea Argeșului și Mușcelului, este cu adevărat o mare încântare să primească o distinție. Este o mare bucurie pentru mine, totodată și o onoare și o responsabilitate. Va fi de acum încolo mai mult decât a fost până acum. Este o recunoaștere a activității mele, dar, așa cum am spus și în speech-ul meu, dedic sau împart această distinție cu doi oameni pe care eu îi respect deosebit, de la care am avut foarte multe de învățat. Am avut de învățat pe parte legislativă, am avut de învățat pe parte administrativă. Acești oameni sunt primarul orașului Mioveni, domnul Ion Georgescu, și secretarul orașului nostru, domnișoara Ștefănescu. Am fost alături de oameni foarte dragi mie, deci domnul primar, președintele Consiliului Județean, am văzut că a venit și domnul Văcăroiu, înalt preasfințitul Calinic, deci numai oameni cu care îmi place să fiu alături. Pentru noi, pentru argeșeni, această zi, acest ansamblu de sărbători, acest ansamblu de acțiuni, sărbătorile Argeșului și Mușcelui, constituie un ansamblu de momente, de bucurie, de voie bună, dar mai ales de apreciere pentru valoare. Este o inițiativă deosebită, suntem la 8-a ediție. Cei care au gândit acest lucru au gândit-o probabil văzând că în fiecare localitate există această zi. Este bine că se întâmplă și la nivel de județ. Din câte cunosc, este singurul județ care a clădit această sărbătoare. Se acordă domnului Florin Grigore Tecău, președinte al Consiliului Județean Argeș, cu prilejul organizării celei de-a 8-a ediție a sărbătorilor Argeșului și Mușelului, în semn de apreciere și mulțumire pentru contribuția adusă la dezvoltarea și promovarea culturii, tradițiilor și valorilor județului Argeș. Prefect Mihail Oprescu, vă mulțumesc! A fost a 8-a ediție, o ediție închinată argeșenilor, desfășurată cu argeșenii. Cred că am reușit să punem în valoare ce este mai bun în Argeș și de asemenea am reușit să aducem fie Argeșului acasă. Unul din punctele cele mai importante al acestei ediții a fost faptul că am reușit să premiem pentru prima dată tinerii de succes din Argeș, că avem viitorul asigurat, că ei vor fi argeșenii care vor duce mai departe tradițiile și valorile.